N-am văzut nimic la acest meci și nu e din cauza soarelui. Salutare microbiștilor! Suntem la Ploiești, unde participăm la primul nostru meci din 2022. Chindia Târgoviște întâlnește FC Voluntari în etapa 22-a din Liga 1. După mai bine de o lună, fotbalul revine în Liga 1. După pauza de iarnă, revelația FC Voluntari, care are 37 de puncte și se află pe poziția a 3-a în clasament, vine la Ploiești pentru a înfrunta pe Chindia Târgoviște, ocupanta locului 11 cu 22 de puncte. Și, bineînțeles, cei din Voluntari își doresc victoria pentru că speră să termine pe un loc de play-off și să încheie acest sezon pe un loc de cupă europeană. Ei bine, știm că este și perioada de mercato, iar ambele echipe au încercat câteva mutări. Putem spune că Voluntari a avut chiar una dintre cele mai răsunătoare achiziții din această perioadă. Constantin Budescu a semnat cu trupa ilfoveană și Denis Ciobotariu, fiul lui antrenorului Liviu Ciobotariu, în timp ce Chindia a avut un schimb foarte interesant cu CFR Cluj. L-a dus pe Butean și pe Rusul de la CFR, însă au pierdut o piesă foarte importantă din componenta lotului lor, pe Cristi Neguț. În ultimile două luni dinaintea vacanței, Chindia a traversat o perioadă destul de slabă și bineînțeles că are nevoie de puncte ca de aer pentru a mai risipi din emoțiile retrogradării și bineînțeles pentru a avea un moral mult mai bun pentru acest 2022. În tur, Voluntari s-a impus sub scorul de 2-1 pe teren propriu. Golurile au fost marcate de jucători care se află și în acest meci, în primul 11, Ion Gheorghe și Nemeț pentru Voluntari, în timp ce pentru trupa târgovișteană a înscris Daniel Popa. Foarte frig astăzi la Ploiești, în jur de 0 grade. Jocul, bineînțeles, va fi destul de pragmatic. Cele două echipe își vor dori victoria și poate că 1-0 le va fi de ajuns apoi să se apere. Știm bine că sunt două formații destul de bune din punct de vedere defensiv, iar Chindia suferă foarte tare și la capitolul ofensiv pentru că este cea mai slabă, are cel mai slab atac din Liga 1 în acest moment, alături de CS Mioveni. Ca o statistică de specificat, cele două echipe vin după ce în ultima etapă din 2021 au câștigat. Chindia a luat toate cele 3 puncte cu Clinceni, în timp ce Voluntari a luat toate punctele pe teren propriu cu UTA Arad. Cele două echipe au pătruns pe gazon și remarcăm și faptul că avem suporteri la această partidă, care putem spune că este pe un teren neutru. Niciuna dintre echipe nu ar trebui să evolueze aici de obicei, adică Chindia folosește stadionul Ilie Oana ca stadion gazdă, însă ei ar trebui să joace la Târgoviște. Și avem circa 200 de suporteri târgovișteni și undeva la 40-50 de suporteri veniți de la Voluntari. Voluntari care are amintiri foarte plăcute de pe acest stadion. În 2017 a câștigat Cupa României chiar aici. În minutul 5 avem parte de primul eveniment al acestei partide, însă este unul destul de nefericit. Paul Iacob a căzut pe gazon în urma unui contact cu Meleche și acesta plânge de durere efectiv, pare destul de afectat, să vedem dacă va mai putea continua jocul. Am remarcat și o vorbă foarte interesantă pe care a spus-o arbitrul. Până în minutul 13 am avut parte de foarte multe fluierături și controverse, să zicem, reproșuri ale fanilor Chindiei și jucătorilor Chindiei asupra arbitrului și acesta a spus: gata băi frate că nu este basket, incredibil.
Pauză la ploi 0-0 după primele 45 de minute în care nu am avut absolut nicio ocazie importantă și practic cel mai interesant lucru al reprizei au fost lozincile suporterilor voluntarului, așa, bătrânești, ușoare, adune victoria. Vom vedea în repriza a doua dacă ilfovenii vor aduce victoria favoriților lor. Notăm două debuturi pentru Chindia Târgoviște. Mihai Butean îl locuiește pe Tibi Căpuș accidentat și Richard Țila, venit de la Botoșani, debutează în acest moment pentru trupa din Târgoviște. Sperăm că aceștia vor anima jocul pentru că nu am avut parte de nicio ocazie nici până în minutul 60. În minutul 73 notăm și prima ocazie a partidei. Daniel Popa ajunge la o minge în interiorul careului, șutează spre poartă, însă Mihai Popa are o intervenție spectaculoasă și deviază mingea în corner. Notăm și debutul lui Budescu pentru voluntari. Acesta joacă din nou pe Ilie Oană. Aici a evoluat și cu FCSB, tot contra Chindiei, și a marcat chiar golul victoriei în minutul 95 dintr-un penalti extrem de controversat acordat la acea partidă. N-am văzut nimic la acest meci și nu e din cauza soarelui. Un meci de început de an, un 0-0 fără ocazie. Adică am avut o singură ocazie când Popa Dâmbovițean l-a pus la încercare pe Popa Ilfovean și cam asta a fost istoria meciului. 0-0, un punct pentru ambele formații. Voluntari se menține pe podiumul clasamentului, încheie etapa pe locul al treilea, în timp ce târgoviștenii rămân și ei pe locul al 11-lea, dar ar putea fi dați mai jos. Urmează să vedem și celelalte rezultate din această etapă. Sperăm ca în meciurile viitoare să avem parte de mai mult fotbal. Noroc, a ieșit soare până la urmă, că aș fi înghețat aici la meci. Chindia urmează să evolueze tot pe teren propriu contra celor de la Mioveni, în timp ce voluntari va avea următorul meci pe teren propriu în fața celor de la Gaz Metan Medieș. Și cum ar zice fanii voluntarului, n-am venit să ne plimbăm, am venit să câștigăm. Dar astăzi doar un punct. Foarte amuzant. Însă, să zic ceva interesant de la acest meci, ar fi tactica folosită de Liviu Ciobotariu cu trei fundași, aceea fiind Tamaș, Armaș și cu Denis Ciobotariu, o formulă care cred eu că va betona bine apărarea voluntarului pe viitor. Vă mulțumim că ne-ați urmărit în acest episod de la Ploiești. Stați aproape de șut și gol pentru că suntem dincolo de execuție. Ciao!